Suntem în această serie de vară, inspirată din pildele Domnului Iisus. Data trecută am vorbit despre pilda semănătorului și am înțeles că pământul acela diferit este de fapt pământul inimilor noastre. Am înțeles că de ce oameni care au fost expuși la cuvântul lui Dumnezeu totuși nu trăiesc așa cum ar trebui. Viețile lor spirituale nu sunt așa cum ar trebui. Și Domnul, am văzut, compară inimile noastre cu pământul acela felurit. Am înțeles că pentru a ne face să înțelegem mai bine, El a folosit pildele sau parabolele, care erau doar întâmplări cotidiene, din care făcea o povestire cu înțeles spiritual. El lua ocupația evreului, cum era pescuitul sau păstoritul, agricultura. Lua frământarea cotidiană, cum erau taxele sau darea la templu. Lua știrile, cum știm foarte bine, se vorbea despre prăbușirea turnului Siloamului și făcea din ele lecții pentru ca oamenii să înțeleagă și să se întoarcă la Dumnezeu. Astăzi vorbim despre pilda samariteanului milos. Parabola asta s-a dovedit una dintre cele mai populare. De asta v-am pus să ridicați mâna, pentru că majoritatea am auzit o predică de aici. Și să vă spun sincer, s-au dat de-a lungul timpului, în ăștia 2000 de ani, diferite interpretări. Unele vorbesc despre puritatea ritualică, alții vorbesc despre siguranța mântuirii și chiar a fost folosită în anii 60 în Statele Unite, atunci când erau acei luptători pentru libertate și echitate socială. Dar ea se ocupă de unul din aspectele cele mai vechi ale omenirii. Cine este aproapele nostru? Cine este aproapele nostru? Și vorbește despre faptul și pune această întrebare: dacă proximitatea determină și necesită automat iubirea și iertarea. Mai spun o dată. Proximitatea, adică apropierea, determină automat iubirea și iertarea celui de lângă noi. E o întrebare foarte, foarte serioasă. O întâmplare veche spune că Dumnezeu a vrut să-l învețe pe un om să-și iubească și să-și ierte dușmanul și a trimis un înger la el. Și îngerul s-a dus la omul nostru și i-a spus: uite, m-a trimis Dumnezeu ca să-ți împlinesc 3 dorințe. Dar este un catch. Orice vei dori tu în dreptul tău, îi se va da de 2 ori mai mult celui mai rău vrăjmaș al tău. Și ăsta s-a gândit și cred că era evreu, zice: gata, am soluția. Spune, care e prima? Prima, vreau $1 miliard. S-a făcut, nicio problemă. I-a dat lui ăsta 1 miliard, dar vrăjmașul i-a dat 2 miliarde. A doua zice, vreau o casă pe un deal și să văd tot orașul așa, dar o vilă de aia nemaipomenită. Nicio problemă. I-a dat vila ăstuia. Vrăjmașului lui i-a dat exact lângă el o vilă de 2 ori mai mare. Ok? Care este a treia? Deci a treia, s-a gândit el așa bine, aș dori să-l pui pe unul să mă bată și să mă lase pe jumătate mort. Partea asta a prins mai bine aici. Am citit astăzi din Biblie despre un bărbat lăsat pe jumătate mort pe marginea drumului. Și de multe ori credem și asociem pilda aceasta cu unul care este în nevoie pe marginea drumului. Chiar am văzut un clip săptămânile trecute cum unul se răstoarnă cu mașina și ceilalți trec pe lângă el ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și la comenturi, v-am mai spus, toți am spune, comenturile sunt totul, nu? Mă uit așa cu ochiul la comenturile alea și oamenii erau siderați. Mă, cum poți să treci? Ăsta se răstoarnă și tu treci cu mașina că ești grăbit să ce? Să naște nevasta? Cred că era singura explicație. Nu poți să... 3-4 mașini la toți să ne nășteau nevestele. Dar asta arată în ce hal este inima noastră. Vorbeam despre generația asta.
care este îmbolnăvită de violență și li se pare absolut normal. Probabil că aia care au trecut, tocmai au fost la jocuri de astea, GTA sau ce mai joacă ei, și în mintea lor, în jocuri, s-au răsturnat mașinile și au spus, e un joc sau o realitate? Same thing. Dar ideea este, până n-ai rămas pe marginea drumului, Doamne ferești de un accident, dar se întâmplă să faci o pană. Câți de aici ați făcut o pană? Și ați rămas pe marginea drumului. Nu vă mai întreb dacă e pana aia, știți pana aia fără benzină, nu? Aia nu vă mai întreb. Mi s-a întâmplat și mie odată în viață, când eram mai tânăr. Dar până n-ai gustat să stai pe marginea drumului și să pur și simplu să n-ai ce să faci, nu știi ce important este să se oprească cineva și să te întrebe ce nevoie ai. Poți să te ajut cu ceva? Chiar mi-aduc aminte, în 2016 am aterizat în Madrid și ne-a luat de acolo, am venit cu familia, ne-am mutat, 3 copii, soție, bagaje, vă dați seama, mutați definitiv din Statele Unite aici, nu știu câte valize aveam, și ne-a luat un prieten, un pastor, ne-a luat din Madrid. Și când ne-am suit în mașină, ne-am blindat și am dat drumul pe autobandă și ce să vezi, se oprește mașina. După 10 ore de zbor Miami, Madrid, blocați pe autostradă de la ieșirea din Madrid, un loc foarte ocupat, țin minte, erau, nu știu cât, mi s-a părea 1000 de benzi, deși veneam de la țara autostrăzilor. A tras undeva pe dreapta, n-aveai unde să ieși, pentru că era numai un zid de beton, și țin minte, am stat vreo oră în mașină, blocați, rupți de oboseală, neștiind ce se întâmplă, și când mai trecea câte un tir pe lângă mea, așa făcea mașina, vum, vum, vum. Și ne rugam, zic, Doamne, și a venit samariteanul milos, un polițist a tras în spate, ne-a semnalizat și atunci am putut să respir ușurat, am zis, mamă, dacă intru unde ăsta în noi, dar până nu ești acolo, nu știi ce înseamnă să se oprească cineva și să te ajute. Și în mintea noastră, mulți dintre noi ne uităm la pilda asta și asta e corelarea pe care o facem. O fi pilda asta despre asistența rutieră? No, ea este mult mai adâncă, mult mai importantă. De multe ori ne gândim la acest mesaj, a acestei parabole a samariteanului milos, și ne gândim că cineva vede că ai nevoie, se oprește să te ajute în necaz. Vedeți, Iisus merge mult mai adânc, mult mai profund prin întrebările lui și are foarte mult de a face cu natura umană. E foarte ușor să pierdem importanța acestei pilde dacă ne gândim numai la asistența rutieră sau la ajutorul cuiva în nevoie. De fapt, ce spune Iisus aici, foarte important pentru noi, realitatea este că marea majoritate dintre noi n-am intrat prea adânc să înțelegem despre ce este vorba aici și toți ne întrebăm acum, la ce îmi folosește mie? Nu știu dacă v-am mai spus întrebarea generațională sau discursul generațional. Părinții noștri spuneau, așa s-a spus, dacă așa s-a spus, facem și noi. Facem pentru că așa s-a spus. Generația noastră, noi facem ce facem pentru că este scris. Așa este scris. Dacă este scris, facem și noi. Generația Z sau generația copiilor noștri, ăștia, pe ăștia nu interesează nici că s-a spus. Mai ales dacă s-a spus, nu fac. Nici că este scris că, sunt multe interpretări. Ăștia, întrebarea lor, întrebarea generațională a Gen Z, generației Z, este următoarea, ce îmi folosește mie? What's in it for me? E ok, noi nu spunem că e greșit. Fiecare generație are și lucruri bune și lucruri mai puțin bune. Ok? Ce îmi folosește mie? Și despre asta vreau să vorbesc astăzi. De ce este importantă pilda aceasta pentru noi în anul 2023? Și pentru a prinde cu adevărat sensul acestei parabole, trebuie să înțelegem de la început care era relația între evrei și samariteni. Cum se înțelegeau ei? De ce pilda aceasta are atâta culoare pentru ei? Cine erau samaritenii? Ei bine, samaritenii nu erau numai vecinii incomozi a evreilor. Cum ar fi să spunem pentru noi ungurii. Nu știu pentru ce, pentru moldoveni nu. Probabil pentru aia din Ardeal. Noi suntem ok. Iubim toți ungurii. Aia de acolo poate nu. Sunt niște vecini mai incomozi. Nu.
samaritenii și evreii se urau. Ei erau frați cumva vitregi, da? Numai că samaritenii s-au căsătorit cu neamurile și se închinau în alt fel decât se închinau iudeii. Țineți minte femeia samariteancă? Noi ne închinăm de pe muntele ăsta, voi vă închinați Ierusalim. Țineți minte? Cred că o corespondență mai bună pentru noi, ca să înțelegem dușmânia dintre ei, ar fi rușii și ucrainienii. Îs frați? Îs frați? Se urăsc de moarte. Asta este relația perfectă pe care ne dă nouă o înțelegere mai bună. Și ceea ce spune Iisus, pe scurt, în parabola asta, el spune așa, dragostea este soluția, nu bombele. Dragostea este soluția, niciun caz bombele. Vedeți, ascultătorii lui Iisus s-ar fi așteptat ca eroul poveștii să fie un evreu. Toate povestirile ebraice aveau un erou evreu, sau, cum e în România, greuceanu. Erou român. Cum poți să-ți imaginezi un erou ungur? Wow! Asta e blasfemie aproape. Și Iisus tocmai asta spune. Eroul poveștii nu este nici preotul, nici levitul, care erau elitele, ci era un samaritean. Unul pe care îl urau de moarte. Vedeți? Pilda aceasta oferă mai degrabă o viziune asupra vieții decât a morții. Undeva în Vechiul Testament, în 2 Cronici 28, îl avem pe profetul Obed, care îi convinge pe samariteni să îi elibereze pe iudei. Cei care citiseră scripturile știau despre acest episod. Și Iisus spune aici că dușmanii se pot dovedi a fi aproape prin compasiune. Și compasiunea aceasta nu trebuie să aibă limite și că nu trebuie să judecăm pe oameni bazat pe religie sau rasă sau background. Pentru că dacă noi judecăm pe oameni în felul ăsta, toți vom rămâne în șanț pe jumătate morți. De fapt, asta spune Iisus aici. Pilda bunului samaritean este, de fapt, răspunsul la o întrebare directă, punctată, a acestui învățător al legii. Okay? Ăsta era un avocat al timpului. Avocat nu în sensul juridic pe care înțelegem astăzi noi, ci un avocat al legii, un cărturar, un cunoscător al scripturilor. Și întrebarea, fiți atenți, e foarte importantă. Un învățător al legii își alegea foarte bine cuvintele. Îl întreabă așa, învățătorule, rabunii, ce să fac pentru a moșteni viața veșnică? Ați auzit ce a întrebat? Ce pot să fac eu? Cum pot eu să-mi câștig viața veșnică? Și întrebarea asta îi oferă lui Iisus posibilitatea să explice ucenicilor și apoi nouă despre cum trebuie să te comporți ca un ucenic al lui Hristos. Și formularea aceasta întrebării arată și o perspectivă a inimii avocatului sau învățătorului acestuia. Pentru că el presupunea automat că trebuie să faci ceva ca să fii mântuit. Asta este adânc în cultura ortodoxă română. Adânc. Ei, românii sunt învățați de mici că trebuie să facă ceva. Cum poți să faci? Câte genoflexiuni, câte flotări, ce lucruri importante, cum trebuie să mă port cu trupul meu aspru, mă gândesc, nu? Ca să dobândesc mântuirea. Și foarte interesant că Iisus nu ține o prelegere teologică. Pe aia o va ține apostolul neamurilor, Sfântul Petru. Sfântul Pavel, Sfântul Pavel, care a spus așa, căci voi sunteți mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Aia va ține fără probleme Pavel. Iisus se concentrează aici pe relațiile noastre și pe ce înseamnă cu adevărat să fii un urmaș al lui Hristos. Și primul lucru care ne învață este ce înseamnă a iubi. Iubirea nu este numai un sentiment, ci este și o practică. Auziți ce spune? Bine ai zis, i-a zis Iisus, fă așa și vei avea viața veșnică. Iisus îi răspunde la întrebare cu această metodă socratică.
răspuns cu o altă întrebare. V-am spus că rabinii pe vremea aceea așa învățau, puneau o altă întrebare. Și referindu-se la lege, la textul scriptural pe care el îl considera divin, scribul, fariseul, avocatul, Iisus găsește o relaționare și spune, ce găsești tu scris în scriptură? Pentru că amândoi credem în scriptură. Amândoi credem că scriptura este insuflată de Dumnezeu. Ce găsești tu scris acolo? Și cărturarul răspunde, citând în Deuteronom 6, Levitic 19, care este practic același răspuns pe care îl dă Iisus în Matei 22 și Marcu 12. El a răspuns așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Amin? No, hai să spunem toți asta. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cu toată inima ta, tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău. Și Iisus spune, bine ai spus, fă așa și vei avea viața veșnică. Vedeți, îi dă un răspuns concret și corect. Îi spune, ai dat un răspuns corect, ortodox din punct de vedere teologic, adică adecvat cu ceea ce vrea să spună Scriptura, dar continuă cu versetul 28 și spune că nu e suficient numai să știi teologie, ci trebuie să și o practici. Trebuie să fii corect în înțelegerea Scripturilor, dar trebuie să fii la fel ortodox în practicarea ei, a acestei învățători. Sunt uluit de ura care se propagă pe Facebook. Știu că generația Z consideră că Facebook e un fel de dulap cu naftalină. Which it is, este. Dar ca unul care mai trec din când în când și pe acolo, vreau să vă spun că este într-adevăr o cloacă de ură. Unii atacă evanghelicii, evanghelicii atacă înapoi, se ceartă între ei, e dezastru. Și mă uit acolo și, nu știu, eu aș vorbi cu Zuckerberg să închidă Facebook-ul pentru o lună, să văd ce fac ăștia. Dacă ați văzut filmul ăla din 1990 și ceva cu zombii ăia care ieșeau din morminte și umblau pe străzi, așa, eu cred că așa au umblat și ăștia. Dacă le iei obiectul muncii, eu nu știu ce fac ăștia. Okay. Ăștia care spun creștini. Dar Iisus spune aici, nu este suficient numai să cunoști, trebuie să și practici. Nu e suficient numai să fii bun în doctrină și foarte elocvent în ceea ce spui, trebuie să și trăiești. Pentru că cunoștința fără practică, vă mai spuneam, îți face capul mare și când intri undeva, va trebui să deschidă ușa mai larg să poți să intri. Că dacă nu, tu nu mai poți intra acolo, că ai capul prea mare. Iisus spune, trebuie să-L iubești pe cel care îți face rău. Noi trebuie să-i iubim pe ăștia care ne vorbesc de rău. Da. Pe ăștia care nu mai pot de dragul nostru. Așa cum ne vorbesc pe noi, mă vorbesc pe mine și eu trebuie să-i iubesc. Nu contează ce au spus. Că e adevărat, că e parțial adevărat, că e total neadevărat. Trebuie să iubim pe ăștia. Mi-aduc aminte cu mulți ani în urmă, cineva a făcut niște taichemiu ceva în afaceri, foarte urât. Și erau doi parteneri și Dumnezeu întotdeauna are simțul umorului. Unul dintre ei s-a mutat exact gard în gard cu taichemiu și când să-și facă la casă acolo, i-a trebuit curent. Eu eram în America. Și să întreb, dar ce ai făcut? I-am dat curent. Zic, bă, pe vremea aia eram un pitic spiritual, așa, n-am înțeles deloc. A trebuit să mă rog și să înțeleg cu adevărat ceea ce spune Pavel despre dușman. Cum să nu... Auziți ce spune Pavel romanilor? Să nu întoarceți nimănui rău pentru nou. Ăla i-a făcut mult rău, nu puțin. Mult rău, mult rău. Și dacă mi-i dă curent. Adică nu l-a curentat, să nu crezi că l-a curentat. Probabil că eu îl curentam pe vremea aia.
Pace, uite aici curentul. Zzz, am terminat-o, te-am trimis direct. Nu. Auziți ce spune Pavel Romanilor? Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, cât atârnă de voi, trăiți în pace cu oamenilor. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris, răzbunare este a mea, eu voi răsplăti. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, curentează-l, dă-i de mâncare. Dă-i de mâncare. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău. Adică dacă tu răspunzi răului cu rău, te-ai lăsat biruit de rău. Ci biruiește răul prin bine. Doamne, ajută-ne la asta. No, ce s-a întâmplat atunci, taică-mi, și asta a fost pentru mine un exemplu extraordinar, a răspuns răului cu bine. Știi ce a făcut? El a pus capăt răului acolo. Pentru că a împlinit ceea ce spune Pavel. Când Pavel spune acolo, grămădiți cărbune aprinși, el nu spune că m-am mai predicat toată despre asta, că mulți dintre noi își imaginează că îi punem cărbuni și l-ardem. Îi ardem chelia. Nu, cărbune aprinși înseamnă că în momentul când eu îi fac bine, deși el mi-a făcut rău, cugetul lui este cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Începe să-și dea seama că n-a făcut bine. Nu știu cum sunteți voi, dar eu, după așa o fază, mai bine îmi dădea două palme decât să-mi facă bine. Nu-i așa? Pentru că asta vrea Dumnezeu, ca să tăiem răul, să oprim răul, noi trebuie să răspundem cu bine. Dar pare imposibil, nu-i așa? Acum gândește-te la care ți-a făcut cel mai mult rău, care te-a vorbit, care te-a, nu știu, cineva care ți-a făcut enorm de mult rău. Nu-i așa că pare imposibil? E, exact așa se gândea și cărturarul ăsta. Pentru că există întotdeauna în viața noastră niște oameni imposibil de iubit. Că-i profesorul care te-a picat pe nedrept, că-i colegul care s-a urcat pe tine să ajungă, să ia jobul care, pe care tu trebuia să-l iei, că-i un frate care te-a vorbit, că whatever. Întotdeauna în viața ta va fi cineva greu de iubit. Și în parametri ăștia gândește și fariseul și întreabă, dar cine este aproapele meu? Auzi ce întreabă? Cine este aproapele meu? Pentru că în King James este who is my neighbor? Cine este vecinul? Așa am înțelege noi. În greacă aproapele înseamnă cineva din aproximitate, în ebraică e cineva cu care am o legătură. De altfel, cel întreabă învățătorul pe Hristos sună în felul următor. Doar nu cumva aproapele meu, ori fi însemnând un samaritean sau un roman. Aproapele meu e un evreu, un frate de meu, nu? Cine este aproapele meu? Un evreu, unul de aproape. Și Iisus îi dă pilda aceasta a bunului samaritean pentru a corecta înțelegerea falsă pe care o avea cărturalul despre cine este aproapele și ce datorie are el față de aproape. Și el ne invită pe toți, prin intermediul acestei pilde, să trecem de la religie la relație. Atenție foarte mare, de la religie la relație. Pilda bunului samaritean vorbește despre un om care călătorea de la Ierusalim în jos, înspre Erihon, și într-un drum așa întortocheat, a fost jefuit și lăsat pe marginea drumului aproape mort. Și următorul personaj care intră în tablou este un preot. Iisus spune că se uită la el și trece repede pe lângă el. În loc să-l ajute, nici măcar nu se implică. Acum, dacă ar fi fost cineva care ar fi trebuit să cunoască dragostea lui Dumnezeu și să o aplice, era un preot. Un preot ales de Dumnezeu ca să iubească pe oameni. Un preot care nu are o meserie, ci are o vocație. Care iubește oamenii și se identifică cu oamenii. Eu cred că a trecut și l-a judecat. A spus, tu trebuia să știi că drumul ăsta noaptea este impracticabil, că trec hoți pe aici. Tu trebuia să știi. Cum trecem noi pe lângă un bețiv în șanț? A vorbit odată Remus de treaba asta. Îl vezi beat în șanță, dă-l în col. Trebuia să știe, bea la ora 12 la amiază. Lasă-l acolo să-i crape capul de la soare. Nu-i problemă, că doar s-o merite. Mă gândesc că asta a fost paradigma gândirii preotului de a putut să treacă pe lângă un om aproape mort. Ce face el?
cunoaște legea foarte bine, dar nu o împlinește prin praxis, prin practică. Cunoaște legea, cum majoritatea aici o cunoaște, dar nu o împlinește deloc. Următoarea persoană care intră în tablou este un levit, care face exact ce face preotul, trece fără să arate compasiune. Leviții erau circa 2% din toți evreii, erau o seminție aleasă pentru lucrările din templu, da? Poate era cântăreț, poate era unul care lucra administrație la templu, dar de asemenea, leviții nu aveau voie să aibă proprietăți pe pământ, ci erau administratorii cetăților de scăpare. Acolo trebuiau să fugă toți ucigașii, toți cu datoriile, da? Și ei trebuia, prin definiție, să fie compasionali. El trebuia, asta era jobul lui, să îngrijească pe oamenii aceștia. Și el trebuia să arate compasiune, dar trece pe lângă. Și următorul este samariteanul, care trebuia să aibă cea mai puțină compasiune pentru acel bărbat care cu siguranță era iudeu. Dacă era samaritean, nu mai avea nicio putere, pilda. Era iudeu, nu era ca el, dar samariteanul se oprește. Samaritenii erau considerați o clasă mai joasă de oameni din cauza că ei și-au permis să se căsătorească cu non-evrei. Da? Și erau considerat mix-up, metiși. Okay? Nu, evreii nu îi considerau oameni cu adevărat, așa, pe jumătate. Pe jumătate. Ceea ce face diferența este că samariteanul se oprește în dreptul lui, îi tratează rănile cu vin și cu unt de lemn și mai mult decât oricând și mai mult decât orice face și the extra step, merge la hangiu, îl lasă acolo și îi spune, uite banii. Acum să nu vă imaginați că i-a lăsat 2 lei de ăștia românești. Cu 2 lei cu ăștia românești și măcar o gumă de mestecan nu ți-ai astăzi. 2 dinari. Da? Deci i-a lăsat banii să aibă grijă de el. Și atunci când se va întoarce, dacă cheltuie mai mult, să poată să îi dea înapoi. Ce interesant este că doi religioși, preocupați cu împlinirea legii la punct, au trecut peste praxis, au trecut peste practică și unul, samariteanul, care nici măcar nu se închina bine, corect, a ajuns să facă ceea ce trebuia să facă un om care are dragostea lui Dumnezeu. Pilda asta ne învață că Dumnezeu vrea împlinire, da? Vrea împlinire, nu doar cunoștință. Și a vorbit Andrei mai devreme de Vechiul Testament și de profetul acesta Osea. De fiecare dată când vorbesc de acolo sau când citesc acolo, mă strânge în inimă prin ce a trebuit să treacă omul ăla. Să se ducă să căsătorească cu o prostituată. Să o ia acasă, să o curețe, să o facă doamna casei. Și apoi ea să-i facă din nou același lucru și Dumnezeu să-l trimită din nou să o aducă acasă. Foarte greu. Și versetul highlight, cel mai important din toată cartea Osea, este cel pe care l-a citit Andrei mai devreme. Și acolo spune așa, Dumnezeu, milă doresc, nu jertfă. În altă parte le spune Vechiul Testament, am eu nevoie de taurii și de animalele voastre. Am eu nevoie de facerile voastre de bine, am nevoie de banii voștri la colectă, am eu nevoie de ce faceți voi, am eu nevoie de ceva. Lumina ochilor mei sunt oamenii. Chemarea voastră este să faceți bine oamenilor. Degeaba respecti fiecare iotă din lege dacă nu faci cel mai important lucru, care este praxisul, care este practicarea legii. Oameni buni, de 10 de ani predic oamenilor cu capul mare. Pentru că fiecare de aici are cel puțin 1000 de predici ascultate. Ăsta e cap mare, din punct de vedere religios. Ar trebui pe toți să avem înaintea numelor nostru DR, punct. Accentul pe punct. Dar în predici suntem DR toți. Trust me. Dar Dumnezeu nu se uită la asta. Dumnezeu se uită la cum iubim pe cel de lângă noi. Pe Dumnezeu îl interesează oamenii, nu altceva. Milă doresc, nu jertfă. Și Iisus îl pune cu gura lui să rostească aplicația. Îi spune, ok, deci care dintre aceștia trei
crezi că a fost aproapele celui căzut. Care? Și o chestie foarte interesantă aici, nu știu dacă ai văzut. Fariseul nu zice samariteanul. Nu zice. Zice acel care și-a făcut milă, nu? Exact ca Putin cu ăștia care aproape trebuie să cadă de pe fereastră sau să bea un ceai cu ceva arome. Nu le spune numele la niciunul. De ce? Aici se vede inima lui, nici nu putea să rostească cuvântul samaritean. Cel care și-a făcut milă. Cu alte cuvinte, cărturarul a înțeles că e imposibil. Îi spune, e imposibil ce spui tu. Cum să mă opresc eu să fac bine unui vrăjmaș și cum pot să eu să pricep că un vrăjmaș se va opri în dreptul meu să-mi facă bine? Să-mi facă bine. Oameni buni, de fapt, pilda asta este despre condiția noastră umană și despre imposibilitatea împlinirii legii prin puterile noastre. Iisus spune, da, ai dreptate. Nu poți. Dacă vrei tu să faci. Nu poți singur să-ți iubești vrăjmașul, pe ăla care îți face rău. Când lăsăm în puterea noastră să facem un lucru, eșuăm de fiecare dată. De fiecare dată. Eu sunt primul care ridic mâna, am încercat cu puterea mea, faliment. De fapt, noi avem nevoie de Iisus, care să ne transforme, să ne schimbe inima. Noi avem nevoie să accedem la Cel care are cu adevărat puterea să se coboare și să se ridice, să ridice pe cel căzut. Pentru că noi nu putem. Orice bine faci neintenționat unui vrăjmaș este un bine inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că firea umană spune, dă-mă un cod. Mi-e fă un bine, dar pune și o piedică. Nu? Cum adică el să aibă casă de două ori mai mare ca mine? Nu? Mai bine eu pe jumate mort. Asta este natura umană. Pilda asta este nu despre ce putem face noi, ci despre ce poate face el. Uite niște lecții practice în final. Fii atent. Trebuie să lăsăm deoparte prejudecățile și să arătăm dragoste și compasiune față de ceilalți. V-am mai povestit eu. Acum vreo 20 de ani eram în Phoenix, 46 de grade afară, în mijlocul verii, vopseam un gard. Era așa de cald că se întărea vopseaua când dădeam, nu mai apucam să dau un jos. Eram într-un complex de apartamente unde erau refugiați din Afganistan. Da? Și erau și americani acolo, multe, erau sute de apartamente. Cine a venit să-mi dea un pahar de apă? O bătrână musulmană. Care nu i-a păsat că s-a alb la față. Acum nu știu dacă arăt creștin, dar poate pe atunci arătam. Că n-aveam barbă. Și a venit și mi-a dat un pahar de apă. Am fost blocat. Nu că n-aveam eu apă, dar bătrâna aia sta și s-a uitat la mine cum vopseam acolo, zic, tinerelul ăsta. E așa de slab că ăsta se evaporă. Eram și slab pe vremea aia. Și a venit și mi-a dat un pahar de apă. Nu lăsa prejudecățile, nu lăsa prejudecățile. Apoi, al doilea lucru, aproapele nostru este oricine întâlnim. Ăla e aproapele nostru. Proximitatea îți spune cine e aproapele tău. Da. Am văzut, nu știu dacă ai văzut tu, oriunde în țară, în Iași, în Constanța, Arad, Timișoara, oriunde am umblat. Foarte mulți din ăștia care duc mâncare sunt pakistanezi sau srilankezi. Ați văzut? Sunt ăștia care se bagă prin trafic, cu bicicletele, cu mopedurile, te enervează la culme. I-am văzut zilele trecute la un vecin în grădină, în curte, îi făceau curățenie. Era soare și cald. Mi s-a rupt inima pentru ei. Știți de ce? Că și eu am fost imigrant. Dacă tu n-ai fost imigrant, nu știi ce e. Poate Dumnezeu i-a adus aici să le facem un bine. Să le dăm un par de apă. Să le dăm un pic mai mult tip când îți aduc ceva. Gândește-te ce spunea Dumnezeu evreilor. Spunea, întotdeauna cu străinul să te porți bine, că și tu ai fost străin în țara Egiptului. Inima lui Dumnezeu e lângă imigrant. Cei care ați fost și ați trăit imigrant, știți ce spun acum. Dumnezeu i-a adus pe ăștia aici. Cine știe, poate prin gestul tău, unul dintre ei va fi cercetat de Dumnezeu. Nu te uita că e altă culoare, nu te uita că e altă religie. În fața lui Dumnezeu toți suntem suflete și fiecare are aceeași valoare. Amin?
aproapele nostru, oricine este aproape de noi. Și, în al treilea rând, păstrarea legii în întregime, cu intenția de a ne salva pe noi înșine, este o sarcină imposibilă. Avem nevoie de un salvator. Avem nevoie de un salvator. Și salvatorul nostru este Iisus Domnul. Haideți să ne ridicăm înaintea Lui. Ne pregătim să cântăm și să ne rugăm la final pentru inimile noastre. Dar vreau să-ți mai dau o interpretare a acestei pilde, care e foarte aproape de inima mea. V-am spus, au fost date interpretări în 2000 de ani, zeci și sute dintre ele. Dar una din interpretări spune așa, atenție mare, omul vătămat reprezintă toți oamenii care sunt căzuți în păcat. Da? Noi nu trebuie să judecăm pe păcătos. Cum trecem pe stradă pe lângă ăștia și ne ține respirația să nu mirosim, cum trecem pe lângă bețivul care e căzut, drogatul și așa mai departe, îi judecăm, uite ce au făcut, uite cum au ajuns aici. Samariteanul nu judecă. Omul căzut între tâlhari este fiecare om care este prins de diavol. Tâlharii sunt diavolul sau satana care atacă pe om cu intenția de a distruge relația lor cu Dumnezeu. Avocatul sau fariseul este omenirea care nu are o înțelegere adevărată a spiritului legii. Omenirea care nu înțelege că Dumnezeu vrea să și face, nu numai să știm. Preotul este religia apostată, care are o grămadă de tradiții, dar niciun praxis, nicio practică, nimic. Levitul este legalismul care insuflă prejudecăți în inimile credincioșilor. De fiecare dată când ai să-l vezi pe unul, că judecă pe altul, după cum arată, după cum așa, să știi, ăla este levitul. Și samariteanul este Iisus care s-a coborât între noi și ne-a ridicat. Și mai mult decât atât, ne-a dus la Han, care este reprezentată de biserică, și a zis, tot ce cheltuiești pentru el, pentru ea, pentru el, pentru ea, eu plătesc. Noi am trecut pe numele lui Iisus. Este cineva bucuros? Iisus a zis, când mă întorc, dacă mai este ceva de plătit, eu plătesc. Ok? Deja sunt pe contul celui mai bogat, celui mai puternic. Sunt trecut pe numele lui. Îți place interpretarea asta? Îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Așa că astăzi, mai mult decât oricând, trebuie să ne gândim că noi nu putem pe puterile noastre, nu putem, n-avem cum să ne iubim vrăjmașii așa cum ne-a iubit pe noi Iisus. Dar Scriptura spune așa, că Dumnezeu și-a arătat dragostea față de noi, față de tine, de tine, de tine, de mine. Prin faptul că pe când noi eram păcătoși, căzuți, bătuți, plini de sânge, pe jumate morți, El a trimis pe Fiul Său Iisus să moară pentru păcatele noastre. Binecuvântat să fie numele Său. Dar nu mai este mort, ci este la dreapta Tatălui în cer. Și mijlocește acum și spune, Tată, dacă mai este ceva de... Eu sunt cel care achit. Binecuvântat să fie numele Său.